Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou horoscop. De această dată, horoscopul aferent lunii februarie 2023. Înainte de a începe, am să vă invit să vă abonați canalului meu în cazul în care nu ați făcut acest lucru deja și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. De asemenea, mă găsiți pe paginile de Facebook și Instagram cu Terapie prin Astrologie. Dacă doriți să-mi lăsați un comentariu, o sugestie sau aveți o întrebare, puteți face acest lucru fie pe paginile rețelelor de socializare, fie pe adresa de e-mail contact@terapieprinastrologie.ro. Vă invit la secțiunea magazin a site-ului meu www.terapieprinastrologie.ro, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse la dispoziție de mine pentru voi. Dragii mei, vă invit pe canalul meu la giveaway-ul organizat de mine pentru voi. Premiul este o astrogramă gratuită. Ca să aflați despre ce este vorba, am să vă invit să accesați linkul pe care eu l-am pus în acest video și să vedeți despre ce este vorba și, bineînțeles, să vedeți care sunt condițiile de participare, astfel încât să vă puteți înscrie și, bineînțeles, să vedem cine va fi câștigătorul unei astrograme gratuite. Dragii mei, să începem! Vă pup! Bună, dragi nativi ai zodiei RAC, și bun venit la un nou video, de această dată, cel cu previziunile aferente lunii februarie pentru anul 2023. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în semnul zodiei RAC, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare în acest semn zodiacal. Așadar, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența energiile lunii februarie parcursul. Așa cum v-am obișnuit, vom împărți discuția în începutul lunii, mijlocul lunii și finalul lunii. Așadar, dragii mei, pentru voi, începutul de lună este unul ceva mai încărcat din punct de vedere emoțional. Asta pentru că luna vă va tranzita semnul zodiacal în intervalul 2-4 februarie. Luna este guvernatoarea voastră, deci practic ea va fi la ea acasă în acest interval pe care vi l-am menționat. Iar acest lucru va amplifica emoțiile voastre, sentimentele voastre, trăirile voastre și vă vor face să fiți ceva mai deschiși în sfera spiritualității, a credinței. Pentru cei dintre voi care sunteți mai religioși, conexiunea de la începutul lunii februarie, conexiunea cu divinitatea va fi una extrem de puternică. Pentru cei dintre voi care ați neglijat această parte a vieții voastre, pare să că ultimile 9 luni în care Lilith, luna neagră, va tranzita semnul zodiacal, v-a supus unor experiențe și unor lecții destul de dure, iar acest lucru este posibil să vă fi apropiat mai tare de această sferă a vieții și anume partea de credință. Fiecare dintre noi, da, suntem liberi să credem în ce dorim, da, ca și energie superioară, forță superioară, Dumnezeu, Univers, fiecare cum sine superior, fiecare își definește această energie foarte puternică, da, în felul său. Important este să conștientizați aportul pe care conexiunea aceasta îl poate avea în viața voastră. Mai mult decât atât, vă simțiți ceva mai eliberați într-adevăr, pentru că pe data de 9 ianuarie, luna neagră Lilith a intrat în zodia Leu, deci cumva în sfârșit reușiți și voi să luați o gură de aer și să vă deconectați puțin, da, de toate problemele pe care le-ați avut, pentru că ea ce a făcut, acest element karmic a adus la suprafață toate rănile, toate blocajele, toate emoțiile care au stagnat acolo undeva în interiorul vostru foarte profund și au dat năvală, da, în ultimele luni, făcându-vă să aveți fel de fel de stări din punct de vedere emoțional, din punct de vedere psihoemoțional și, bineînțeles, din punct de vedere fizic, pentru că toate aceste stări
sau și somatizat, poate la unii dintre voi, da? În corpul fizic. Așadar, acest început de lună pentru voi este unul ceva mai liniștit și mai armonios comparativ cu ultima perioadă din viața voastră. Însă este important să știți că la acest început de lună, modul în care veți comunica nu va fi cel mai inspirat, în care vă veți comunica emoțiile. Este posibil să aveți tendința să intrați în propria carapace și să vă izolați de cei din jurul vostru, din nou, și să aveți tendința să funcționați practic un pic în același mecanism în care funcționați și înainte ca luna neagră Lilith să vă tranziteze semnul zodiacal. Acest element a încercat să vă învețe tocmai lecția aceasta a exteriorizării emoționale, tocmai ca să nu mai adunați ditai bagajul și să-l cărați după voi din punct de vedere emoțional, da? Și atunci încercați ca la începutul lunii februarie să vă conștientizați mai bine stările emoționale și să vă exersați această abilitate de comunicare. În momentul în care vă simțiți iarăși copleșiți sau că aveți o stare de nervozitate inexplicabilă, de agitație interioară, da? Încercați măcar să le comunicați celor din jurul vostru să vă ofere spațiul de care aveți nevoie, dar încercați să o faceți într-un mod cât mai plăcut și pentru ceilalți, da? Astfel încât să nu vadă în voi o persoană care pur și simplu bate în retragere, da? O persoană pasivă-agresivă. Încercați să faceți lucrurile cu mai multă înțelepciune, cu mai multă maturitate, cu mai multă diplomație, da? Astfel încât să creați și pentru voi un spațiu de confort emoțional, dar și pentru cei din jurul vostru. Mijlocul lunii. Mijlocul lunii pentru voi este unul mult mai relaxat, mult mai liniștit. Vă încercați să vă deconectați prin aprinde flacăra poate între voi și partenerii voștri de cuplu, poate că vă refugiați în sfera pasională a relației de cuplu, acolo unde este cazul. Dacă nu, atenția se va muta pe tot ce înseamnă relaxare, pe odihnă, pe un plan mai concret legat de parcursul vostru financiar. Poate că, fiind și început de an, vă gândiți mai serios cum să vă îmbunătățiți bugetul vostru de fiecare lună sau, da, veți avea timpul necesar și starea necesară să cugetați la aceste chestiuni din viața voastră. Așadar, mijlocul lunii pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei RAC se desfășoară într-o notă ceva mai echilibrată, mai liniștită, pașnică, armonioasă, da? Aveți nevoie, slavă cerului, mai mult ca oricând și de o astfel de perioadă care să nu vă ridice prea multe provocări și fel de fel de stări oscilante. Finalul lunii, pentru voi finalul de lună, se mută ca și atenție totală în sfera intimității vieții voastre, fie că vorbim de intimitatea cuplului din care faceți parte, fie că vorbim de intimitatea chestiunilor voastre cele mai ascunse, da? Chestiunilor tabu din viața voastră pe care nu le destăinuiți celor din jur, ei bine, aici pot apărea anumite restructurări sau transformări profunde, da? În modul în care vă raportați la aceste subiecte din viața voastră. Poate că veți avea o libertate mai mare, veți simți un mai mult curaj să vă exprimați în această sferă a vieții voastre. Nu vă veți mai ridica atâtea bariere, nu vă veți mai autosabota, da? Din pricina rușinii, a vinovăției, a fricilor de orice fel. Deci este important pentru voi să vă deschideți și să cunoașteți mai mult din sfera intimității cuplului vostru, acolo unde nu există ideea de cuplu, da? Nu vă aflați într-o relație de cuplu, poate să aprofundați acest subiect cu o mai mare atenție, cu o mai mare înțelegere, cu mai multă maturitate și seriozitate, astfel încât să reușiți să vă găsiți cumva reperul în acest sector al vieții voastre și să știți mai bine ce vreți, ce vă doriți,
astfel încât să-i comunicați și partenerului de viață sau viitorului partener cu care veți interacționa. Dragii mei, cam acestea sunt mesajele pentru luna februarie, din punct de vedere astrologic, pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu zodia RAC. Așa cum v-am obișnuit, voi extrage acum și câteva mesaje de la cărțile Oracol și am selectat pentru luna februarie 3 oracole. Primul este cel al mesajelor de la Arhanghelul Mihail, care este arhanghelul care ne protejează, ne ocrotește de toate energiile negative, da? Stă în fruntea tuturor arhanghelilor. Al doilea oracol este cel al arhanghelului Gabriel, cel care vine către noi cu bucuria vieții, cu vești bune, cu protecția și ocrotirea copiilor. El ne aduce lucrurile, ne arată partea frumoasă a vieții și ne încurajează să arătăm iubirea celor din jurul nostru, să manifestăm iubirea. Iar cel de-al treilea oracol este cel cu mesaje care au legătură cu scopul vieții noastre. Haideți să vedem ce are să ne transmită Arhanghelul Mihail în prima fază și deja a ieșit un mesaj. Haideți să vedem dacă mai există și un al doilea mesaj și iată că da. Bun, primul mesaj care a ieșit din pachet, mesaj fulger, de la Arhanghelul Mihail, vă transmite să aveți încredere. Să aveți curaj și să dați dovadă de forță. Eu cred totuși că această perioadă de după tranzitul lunii negre Lilith în semnul vostru zodiacal ați ieșit mult mai puternici, mult mai asumați, mult mai mai în contact cu forța voastră interioară, da? Iar Arhanghelul Mihail vă transmite să aveți încredere în voi și în toată experiența pe care ați acumulat-o până în acest moment, da? Să fiți mult mai încrezători în forțele proprii. Iar cel de-al doilea mesaj care a ieșit așa fulger de la Arhanghelul Mihail îți spune să-ți creezi un scut de protecție, da? Se pare că simți nevoia totuși de... Poate vă simțiți slăbiți din punct de vedere energetic după ultimele luni de zile, da, în care ați tot avut fel de fel de încercări și de testări și de experiențe. Și poate că este necesar să cereți ajutorul divinității în luna februarie, în special al Arhanghelului Mihail, care vă poate crea această protecție din punct de vedere energetic, din punct de vedere vibrațional, astfel încât voi să vă refaceți după perioada încărcată pe care ați traversat-o. Să vă puteți reîncărca bateriile, da? Să vă puteți reîncărca tot ce înseamnă izvorul acesta de speranță, credință, bucurie a vieții. Și pentru asta aveți nevoie poate să stați un pic în repaus, să vă odihniți mai mult, să încercați să petreceți timp cu cei dragi și să îi aduceți împreună pe cei dragi vouă, da? Poate să organizați o masă la care să-i invitați pe cei cu care nu v-ați mai văzut de ceva timp din familia voastră sau prieteni dragi, prieteni apropiați vouă. Încercați cumva să, în primul rând, să creați această punte între voi și divinitate. Rugați-vă mai mult, meditați mai mult. Și cereți protecție, cereți să fiți protejați și vegheați și încărcați cu energie pozitivă, astfel încât să vă puteți reveni după perioada despre care am discutat. Haideți să vedem ce mesaj sau ce mesaje are și Arhanghelul Gabriel pentru toți cei dintre voi care aveți legătură cu zodia RAC în luna februarie. Ok, și a ieșit un mesaj. Legea atracției. Păstrează-ți gândurile pozitive și înconjoară-te de oameni pozitivi și de situații încărcate cu energie pozitivă și în acest fel vei atrage pozitivitatea în viața ta. Iată, exact
Arhanghelul Gabriel a venit atât de frumos în completarea Arhanghelului Mihail, da? Care vine cu protecție către voi, iar Arhanghelul Gabriel vă spune că trebuie să vă ajutați, bineînțeles, și voi, da? La nivel individual, și să vă orientați către lucrurile frumoase din viața voastră, să vă concentrați pe aspectele pozitive ale vieții voastre și, bineînțeles, pe experiența cu care ați rămas în urma lecțiilor sau a provocărilor prin care ați trecut în ultima perioadă și să încercați să vedeți părțile bune, faptul că în primul rând ați traversat cu bine acea perioadă, da? Asta este primul lucru bun pe care trebuie să-l observați, iar apoi să vedeți ce beneficii v-a adus, da? Poate o conștientizare mai puternică asupra anumitor aspecte din viața voastră, mai multă putere, mai multă determinare, mai multă atenție pe propria persoană, mai multă iubire și respect față de propria persoană. Voi trebuie să stabiliți ce anume a adus benefic în viața voastră ultima perioadă. Haideți să vedem și ce mesaj sau ce mesaje au cărțile cu mesaje despre scopul vieții pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu Zodia Rac în luna februarie. A vrut să iasă un mesaj. Haideți să vedem. Bun, două mesaje. Primul mesaj care a ieșit ne vorbește despre scopul vindecătorului. Poate unii dintre voi chiar aveți acest dar spiritual al vindecării și o dorință de a-l împărtăși cu cei din jurul vostru. Poate unii dintre voi activați în domeniul medical, sunteți medici, asistenți, da? Poate unii dintre voi lucrați cu terapii alternative și vindecați persoanele din punct de vedere psihoemoțional, din punct de vedere energetic. Oricum ar fi situația, poate că unii dintre voi nu aveți legătură cu niciunul dintre aceste domenii, dar aveți abilitatea de a-i vindeca pe alții prin simplu fapt că îi ascultați atunci când ei au o problemă. Și acesta este un mare dar, un mare har divin de a-i asculta pe ceilalți pentru că voi contribuiți activ la vindecarea lor, da? Îi ajutați, îi ajutați cu o părere, cu un sfat. Este un moment foarte bun în luna februarie să-i ajutați pe cei din jurul vostru, poate cu simpla voastră prezență, poate cu o simplă vorbă, un simplu sfat, o simplă părere, cu un zâmbet. Important este să contribuiți la vindecarea celor din jurul vostru. Iar cel de-al doilea mesaj vine de la scopul celui care vorbește, al oratorului. Și acest mesaj a ieșit și la cei din Zodia Gemeni. Poate aveți vreo legătură cu acest semn zodiacal și ar fi bine să vedeți și videoul aferent Zodiei Gemeni. Acest card spune că scopul vieții voastre implică abilitățile de vorbire, de a vorbi în fața unui public, chiar și restrâns, nu înseamnă că trebuie să vorbiți neapărat la televizor sau la sala palatului, da? Poate că și în cadrul familiei din care faceți parte, poate că este un moment bun în luna februarie să preluați inițiativa cuvântului, să îi adunați pe toți, așa cum v-am zis, la un loc și să le vorbiți, să vă exprimați, să fiți mai deschiși, asta încearcă să vă transmită universul, da? Să fiți mai deschiși și să împărtășiți cu ceilalți din emoțiile, trăirile și experiențele voastre. Bun, dragii mei, acestea au fost și mesajele cărților Oracol pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu Zodia Rac în luna februarie. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc din inimă și vă doresc ca luna februarie să vă aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie, liniștea, pacea, odihna de care aveți nevoie și nu în ultimul rând energia pozitivă și protecția divină. Dragii mei, vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!